în stânga și în dreapta noastră și în spatele nostru, de jur împrejurul nostru, avem chipurile bătrânilor satului. Mi-am notat câteva gânduri pe care să le spun, pentru că eu sunt un om care în general bag de vină. Eu nu prea laud, nu prea spun că lucrurile sunt bune, chiar și acolo unde lucrurile sunt bune, eu caut partea aia care s-ar mai putea îmbunătăți și pe aceea o spun. Însă, asta până când? Până când se poate forța. Și când ajungi la capăt, acolo trebuie să scoți în evidență ceea ce este bun, ceea ce s-a făcut. Și bătrânii sunt spre capătul acestei vieți de pe pământ, acum câte zile, numai Dumnezeu știe, câte zile are fiecare. Eu am văzut, am stat la căpătâiul multor bolnavi și am văzut om care am zis, a, păi într-o zi, două, omul ăsta se duce. Și s-a ridicat și a mai trăit 5 ani și am văzut mulți oameni de care am zis, a, în putere, are putere, nu-i nicio problemă, și a doua zi nu mai era. Așa că zilele Dumnezeu le dă și nu știm câte sunt zilele. Dar ca să nu lungesc cuvântul, numai cuvinte frumoase avem de spus despre bătrâni și despre albumul acesta pe care l-am făcut la inițiativa domnului Văidean Ionuț, uite aici în prezent aici. Dumnealui are această idee de mai multă vreme, a început cu toate satele de pe malul Mureșului, cu Totoiu, cu Drâmbaru, cu o venit încet înspre noi și când ne-a propus această idee, am zis, da, este o idee bună, trebuie să o punem în practică. Și acum ca acum, dar stați numai să vedeți, peste vreo 4-5 ani, așa, la un fii satului, la o activitate culturală aici în cămin, când am împânzit tot căminul cu fotografiile astea. Și o să ziceți, păi ăla nu mai este, ăla nu mai este. Și vă aduceți aminte și cei mai tineri o să-și aducă aminte de ei și o să-i vadă. Cum am zis și la biserică, o fereastră spre trecut, dar nu-i numai spre trecut, că e și spre prezent și spre viitor. Chipul bătrânului nu are frumusețea tinereții. Frumusețea tinereții este una și frumusețea bătrâneții este alta. Dacă vă uitați la chipurile lor, fiecare spune ceva. Fiecare brazdă de pe obraz este o poveste. Nu știu dacă o să vă zic tot, eu mi-am notat mai multe cuvinte aici, dar nu vreau să lungesc eu. Ei sunt martori la transformarea lumii din ultima sută de ani. Au fost martori de zi cu zi. Frumusețea tinereții trece destul de repede. Însă frumusețea care contează este frumusețea bătrâneții. Asta, de fapt, e frumusețea omului. Că tinereția se duce. Frumusețea bătrâneții este frumusețea interioară. Frumusețea care vine din suflet. Expoziția aceasta este un omagiu adus înțelepciunii. Chipurile din aceste pagini sunt o mărturie a experienței acumulate de-a lungul anilor, un omagiu celor care ne-au învățat valori fundamentale, celor care au trăit în lumea aceasta, cei pe care i-am avut la un moment dat lideri, formali și informali. Fiecare chip surprins în aceste pagini poartă în sine o istorie de neuitat, fiecare zâmbet. Să ne bucurăm împreună de vizualizarea acestor imagini, acestei înțelepciuni întruchipate, reflexii ale experienței, păstrători ai tradițiilor. Lumea, zicea un profesor de sociologie de la București, profesorul Ilie Bădescu, zice, viața socială a cetății se desfășoară între niște cadre sociale. Și avem cadre sociale omenești și cadre sociale de sorginte dumnezeiască. Cum ar fi un cadru social omenesc? Astea strecătoare, se mai schimbă. Mai de mult ziceau oamenii,
că nu pot să stau la poartă, că ce zice lumea? Gura satului era un cadru social, un jalon care te ghida și care te mai și ascundeai, dar nici nu te puteai ascunde. Și atunci te țineai cumva pe o anumită linie, te țineau aceste jaloane. Și zice profesorul Bădescu, există aceste jaloane de sorginte spirituală. Uite, un dat din Sfânta Scriptură zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și vei trăi mulți ani fericiți pe pământ. Bineînțeles că poți să nu-i cinstești, dar dacă îi cinstești, îți va merge bine. Dacă nu-i cinstești, nu-ți merge bine. Și asta l-ai dovedit. Cei în vârstă, cei care au trecut prin viață, au înțeles aceste lucruri. Astea sunt niște jaloane, niște cadre lăsate de Dumnezeu. Ei sunt surse de inspirație pentru cei tineri. Privirea lor adâncă și liniștită inspiră respect, inspiră admirație. Sunt rezistență și curaj. Sunt frumusețe autentică. Prin acest album ce facem de fapt? Celebrăm rădăcinile noastre. Noi suntem ca o viță de vie care se întinde și bătrânii sunt mai aproape de trunchiul viței decât suntem noi. Fiecare fotografie din asta este o poveste vizuală. Știți că avem noi vorba asta, că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Eu acum încerc să zic 1000 de cuvinte, dar nu știu dacă îmi iasă. Conexiune între generații. Acest album este o punte între generații. Un mod de a ne conecta cu trecutul nostru și de a învăța din experiențele celor care au venit înaintea noastră. Frumusețea autenticității. Fiecare om este autentic în felul lui. Eu nu pot să spun că sunt mai mult om decât dumnealui sau decât... Fiecare suntem oameni, dar suntem diferiți. Fiecare suntem oameni, dar sunt 8 miliarde de persoane deocamdată pe Pământ. Au fost alte miliarde și vor fi alte miliarde și nu se aseamănă unul cu altul. Fiecare este autentic. Și să închei cu gândul acesta, ne sunt lumini călăuzitoare. Bătrânii, prin experiența lor, să știți că omul aproape de finalul, înainte de așa mai în tinerețe, mai spune și prostii. Doi, unu, două, nu te lăsa, ce? Lasă-l încolo. Spre bătrânețe numai. Spre bătrânețe lasă să iasă numai sfaturile bune. De ce? O văzut el, păi am zis eu și aia, dar nu era bine, mai bine tăcea. Și spre finalul vieții, dacă sunteți atenți la cei bătrâni, lasă-ți la cei bătrâni și înțelepți și cuminți și lasă să iasă numai sfaturile bune. Și atunci ne sunt lumini călăuzitoare. Însă, la fel cum nici eu n-am ascultat de tatăl meu, la fel, știi, fiecare generație, mi-aduc aminte, ești cu subiect și predicat, îi ziceam așa, ai făcut păcate. Sigur că am făcut, că tot eu n-am dreptul să fac. Păi ai dreptul, mă copile, dar de ce să le faci? Uite, dacă eu spun că dacă mergi pe acolo și pe acolo, am fost și eu, am fost și moșul tău, am fost și strămoș, tot pe acolo, tot ți-am călcat, tot ți-am strachinile alea. Chiar trebuie să mai calci și tu odată. Vreau eu să văd eu. Și fiecare dintre noi, din păcate, facem așa. Dar dacă am plecat urechea la înțelepciunea bătrânilor, ne-ar scuti de mulți ani pierduți și de multe păcate făcute. Dacă vrea domnul Ionuț să ne zică ceva legat de album? Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru un număr atât de impresionant, pentru mine cel puțin. Vreau doar să vă zic atâta. Iubiți-vă mai mult țara, iubiți-vă bătrânii care îi vedeți lângă voi. Și mai am doar o singură rugăminte. Să vă aplaudați pe voi și la fel să-i salutați pe toți, căci toți vă salută pe voi din imagine. Vă mulțumesc! Da. Această prezentare a albumului a fost, de fapt, în deschiderea activității culturale de astăzi, activitate pe care o va gestiona domnul profesor Bocșa, pentru care îl poftim în față și îi predăm
ziceți, microfonul întâlnirii de astăzi. Se spune că nimeni în satul lui nu-i profet. Repet ce v-am spus acum un an în biserică, atunci când m-ați onorat peste măsură și pentru mine un concert la Oarda sau la Alba este mult mai greu decât un concert la Ateneul Român. Și o spun cu aceeași emoție, fiindcă dumneavoastră acolo cei care mă judecă sunt persoane neutre, aici dacă am călcat strâmb vorba părintelui, frate nu trebuie să zică nicio vorbă, numai să facă... Da, doar frate meu, gândiți-vă că suntem o sală plină. Eu vă mulțumesc că v-ați abținut de a merge acasă la umbră și a venit aici să ne aducem aminte împreună de un eveniment cultural. În 1997, televiziunea română, încercând să omagieze într-un fel 125 de ani de la moartea lui Avram Iancu, a luat inițiativa de a realiza un film pe baza cântecelor mele care le aveam înregistrate și de a realiza acest film aici. Când zic aici, mă refer aici la Oarda, mă refer în Cutină, mă refer la Oarda de Sus, mă refer la Între Galde, la Lunca Ampoiței și în alte și alte locuri. Unde am găsit locuri cu încărcătură simbolică? La, să nu uit de Cheile Râmețului, chiar în deschiderea filmului. Tot folosesc termenul de film. Încerc doar să vă ajut să vă apropiați de ceea ce urmează a fi proiectat. Este un eseu cinematografic, muzical. De ce nu-i spun, adică de ce nu este film în toată regula? Nu există dialoguri. Există personaje și există muzică. Dar un subiect care curge filmul de la cap la coadă există. Și mi-aș permite să-l deconspir și să pomenesc cu această ocazie pe domnul Petrică Rusu, care este încă la București, a fost la televiziune unul din cei mai buni realizatori de film, directorul de imagine Ovidiu Guzu, cel mai bun director de imagine, și domnul Petrică Rusu, când l-am sunat, primul lucru, o plâns și a zis să-și mai aduce cineva aminte de ce am făcut noi acum 27 de ani și după aia mi-a dat seama de ce o plâns, că eu am rămas cu imaginea lui de atunci și el are 87 de ani. Zice, îmi pare rău, l-am invitat să vină, că de asta l-am sunat, îmi pare rău, sufletul mi-e acolo, dar locul e aici. Și am zis că o să vă dau câteva lămuriri referitoare la subiectul filmului. Sunt câteva personaje. Personajele sunt toate din Oarda. O să vedeți în imagine, mai există un grup de tineri din Lunca Ampoiței. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să-i chem. Spuneam, sunt câteva personaje. Cel mai important personaj din film sunt eu și calul. Deci, două. O să vă convingeți. Deci este vorba de un haiduc care pleacă de acasă, de la mama lui. Mama lui, deoarece mama mea era plecată în momentul în care am filmat, mama lui, mama haiducului, este mama lui Nofi și care așa mi-a și rămas un fel de mamă după ce am făcut acest film. V-am spus două personaje. Personaj, toată lumea e important în film. Personaj important, muierea, adică nevasta.
Adina Tulmogher și te rog frumos să te ridici. Și cu trei copii, din păcate copilul ei nu este aici, este Adrian, este plecat în străinătate. O altă copilă, trebuie să-mi pun ochelarii, că... Mulțumesc! Ana Maria Radu este plecată și unul din cei trei copii este Patricia, pe care o vedeți aici. Am trimis un mesaj părintelui Dan și în care am spus: îi rog pe consătenii de la Orda de Jos și Orda de Sus să vină, să ne mai întâlnim încă o dată, să ne privim ochi în ochi, că în film copiii de acum 27 de ani au peste 30 de ani, noi care eram adulți, mă uit și suntem toți albi și o parte dintre cei care au participat au plecat și și numesc. Odată, Mama Mărie. Merită aplauzele dumneavoastră. Nu pot să nu subliniez. O să vedeți scene în care cei care participă jur că sunt artiști. Și eu jur că sunt artiști. Copii, Mama Mărie, nevasta, Pistol, acum am văzut să-l... Tete Gheorghiu Luzăhiu, personaj unic și carismatic în Orda de Sus, de altfel el făcea un fel de trecere între Orda de Jos și Orda de Sus. Dacă vi-l aduceți aminte pe băiatul, un om cât un munte, un cal cât un munte, și, în general, deci, noi în Cutin am mai călărit. Cam știu ceva despre cai. Caii trebuie să fie ca să ridice în două picioare, odată trebuie să ai o legătură foarte bună cu el și trebuie să fie un cal zvelt cât de cât. Avea un cal cât un munte și el cât un munte pe cal și îl ridica în două picioare. Deci era statuar băiatul. Ne gândim la el și vă mulțumesc că l-ați aplaudat. Apare în film, într-o scenă, un foarte mare ceteraș violonist de la Alba. O parte dintre dumneavoastră v-ați petrecut tinerețele cu el, Tibi Gheza. Și îmi pare rău, apare alături de copilului, am vorbit cu copilului și a zis că vine, îmi pare rău că nu-l văd aici pe Tibișor. Și ar trebui să pomenesc un om de excepție care, nu datorită contribuției materiale, avea o fabrică de confecții la Sebeș cu 1200 de angajați. El venit din Moldova, mi-a fost unul din cei mai apropiați prieteni și unul din oamenii din suflet cel mai apropiat. Și în povestea, am venit din Moldova, n-aveam geamantan, aveam un sac de hârtie umplut pe jumătate și așa am venit în Sebeș la fabrica Căprioara și până la urmă avea fabrica lui cu 1200 de angajați. De ce vreau și subliniez rolul lui în acest film și nu numai în acest film? Era un om bolnav de muzică. Bolnav de muzică. Și dacă era bolnav de muzică, făcea orice. Și fac o paranteză, când au venit cei de la televiziune și au zis că vor să facem film, au venit în prospecție, ceva, trebuie să găsiți un cal, dar să fie un cal arătos, ca să putem filma, și un cal disciplinat, ca să putem filma. Și am pornit cu Costică Saucă, despre care v-am vorbit înainte,
și am bătut satele din jur, tot mai departe, tot mai departe. Păi găseam un cal, trimiteam poză la ăsta e prea gras, găseam un cal, ăsta e prea slab, găseam un cal, roșu nu merge, trăbăsur, în fine. Și la un moment dat se costigă către mine, măi, ăsta e un film care ți-l fac ăia de la București ție, da? Eu cred că tu meriți să fii în filmul ăsta și să ai un cal care e mai fain. Bine, Costică, dar mergem la Herghelie la sâmbătă. Ne-a dus la Herghelie la sâmbătă, printr-o relație am ajuns la director, ne-a așteptat directorul și cu medicul veterinar și zice, haideți, o luăm de la, nu știu cum îi spune, padoc, sau cum îi spune, boxele în care era. Da, din box în box, să mergem și ne uităm. Și am văzut 6 cai, în ordine. Și al 7-lea m-am oprit și eu am zis, din punctul meu de vedere, ăsta e, scria favorii. Dacă cumva mergeți la Herghelie la sâmbătă, o să vedeți că există linie genetică favorii. Deci un cal de excepție. Și am zis, ăsta e. La care direct doctorul veterinar, pe domnul Bocșa, haideți că avem câteva zeci de cai care... Haideți să-i vedeți pe toți. Zic, nu, ăsta e. Și directorul, haideți să mai vedem și să tot uitam unul la altul. Și până la urmă directorul a zis, dacă ăsta-l vreți, ăsta-l luați. De ce se tot codeau? Era calul de călărie și de companie a doctorului. Și l-am luat. L-am luat, adică cumpărat și adus acasă. Dacă vreți să vă spun ceva care nu mă, adică nu mă ridică în fața dumneavoastră, când ne-am dus să-l cumpărăm data viitoare, vor veni și de la București 2 cu imaginea să facă niște probe. Și zice sus călare. Cum spuneam, Florin știe foarte bine, în cutină mai călăream, dar pe păr, nu cu șaul, nu cu... Și eu aveam o criză de lombosciatică. Deci așa mergeam și zice, haideți, urcați-vă pe cal. Când m-am uitat cât e calul, cât e scărița și eu înțepenit, au venit doi să mă ajute ca să ajung la scăriță. Și unul din prietenii mei de față zice, hai măi, Mihai, vitează. Da. Și eu eram... V-am spus povestea pentru omul Costică Saucă și mă bucur că e aici Ștefan, nepotul lui Costică Saucă. Vreau să te văd, Ștefan, tu. Da. Care la multe alte acțiuni ne-a sprijinit. Au mai venit prieteni de la Făgăraș, familia Jurcovan. Vreau să mulțumesc familiei mele, care pe parte au fost în film. Și o parte cu administrația spatelui, zilnic, o săptămână, 40 de oameni, București și Oarda. Și mers cu căruțele și cu cai de aici, la Lunca în Poiță. Ca să nu uit pe nimeni, o să vă mai spun câteva personaje. Deci am vorbit eu și favorii, mama, Adina, copiii. Mai apare un personaj în film, Hangița, care o să vedeți cam ce rol are în raport cu Haiducu, nu vreau eu să vă spun, dar din păcate n-a putut să vină. Și sunt câteva scene de grup. De grup de călăreți, care în frunte îl aveau pe Laie Cascadorul. Și dintre călăreți sunt aici Lenucu, finul Lenucu, Todor Stoia, Androne, Ionul Șandor, aici, pe Paulu Flinte l-am zis. Și din păcate am vorbit la telefon cu, așa zic și ei, așa zic și eu, Neam Mircea lui Horcoaie. Și o zic, domnul profesor, deci cu sufletul aș
hi acolo, dar cu ticioarele nu. Deci nu pot să vin. Cine? Uite acolo. Ah, da, 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 ce e aici prezent. Și ne face cu mâna. Foarte fain. Încerc să mă concentrez. Filmul va dura 50 de minute și n-aș vrea povestea să dureze mai mult decât filmul. În multe episoade există o scenă de haiducie noaptea, există o petrecere în pivnița casei părintești, adică la Florin, în pivniță. Există o scenă de joc la șură în care apar personaje importante din familia mea și din cei care fac parte din familia mea de suflet. Ion Nofi, aici pe față. Domnul Nini Oarda. Doamna Mihaela Bocșa. Domnul Florin Bocșa. Eu aș fi vrut, dar cei de la București n-au fost de acord că eu mi-aș fi băgat toată familia în film și am fi filmat numai noi. Dar au zis, nu mai trebuie și alții. Vă rog frumos, cu toată prietenia, să-mi spuneți dacă am uitat vreun nume. Mă refer la noi care am fost în film. Nu. Promit să mă încadrez în 3 minute. Haiducul pleacă de acasă, își ia la revedere de la mama, ajunge într-un defileu călare, se oprește să-și adapte calul, se spală pe față și ia un pumn de apă, se bea un pumn de apă. Și în imagine apare o cătană crăiască, filmată din spate, care îl împușcă. Haiducul cade. Și ăsta este începutul filmului. Ceea ce se întâmplă în continuare este o amintire permanentă a celor care au fost ortaci în luptă, a celor care au fost ortaci în crijmă, a celor care au fost ortaci în jocul de la șură și așa mai departe. Filmul se încheie cu imaginea unei cruci de mesteacăn, calul vine, se închină, subliniez lucrurile astea, fiindcă o să le vedeți, lucruri care, și acum mi se face frig când mă gândesc, calul a făcut ceea ce dorea regizorul și eu. Calul se închină, vine un haiduc mai tânăr, se închină și el la cruce, se urcă pe cal, merge și adună în continuare lumea. Bineînțeles, cine putea fi haiducul mai tânăr decât Laie Cascadorul? Că m-aș opri aici, sublinind încă o dată ceea ce au făcut consetenii mei, deci nu puteam să fac filmul fără domniile voastre, fără familie, fără neamuri, fără prieteni. Ceea ce au făcut artă adevărată. Deci sunt scene de film artistic autentice. O să vedeți cum joacă copiii. Nu mai vorbesc de partea de adulți. Și ca să vă dați seama un pic ce înseamnă munca la un film, vă spun doar următorul lucru. Am participat cu un grup din Academia de Muzică, un grup de băieți, la realizarea unui film artistic de celebrul regizor Cristi Puiu și am realizat faptul și mi-au și spus o filmare de 6 ore pe zi are ca rezultat 2 minute de film activ.
dintr-o filmare de 6, mă refer la filmele artistice. De ce v-am spus asta? Ca să vă gândiți că aceeași scenă am reluat-o și de 20 de ori. Odată nu stăteam eu bine, odată nu stătea calul bine, odată nu stătea hangița bine. În fine. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici și sper să ne bucurăm împreună.